pe urmă, muntele casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte, se va înălța deasupra dealurilor și popoarele vor veni grămadă la el. Neamurile se vor duce cu grămadă la el și vor zice, veniți, haidem să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui. Căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. El va judeca între multe popoare, va hotărâ între neamuri puternice depărtate. Din săbile lor își vor făuri fiare de plug și din sulițele lor cosoare. Nici un neam nu va mai trage sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța să facă război, ci fiecare va lupi sub vița lui și sub smochinul lui și nimeni nu-l va mai tulbura, căci gura Domnului oștirilor a vorbit. De când toate popoarele umblă fiecare numele Dumnezeului său, noi vom umbla în numele Domnului Dumnezeului nostru totdeauna și în veci de veci. În ziua aceea, zice Domnul, voi aduna pe cei șchiopi, voi strânge grămadă pe cei izgoniți și pe aceea pe care îi chinuisem. Din cei șchiopi voi face o rămășiță și din cei ce erau risipiți un neam puternic. Și Iacov va împărăți peste ei pe muntele Sionului de acum și până în viață.